Mi-e place foarte tare când văd politicieni din ăștia cu bolid, cu motor care diesel, care poluează în neștire, Și care spun că vor să cum nu mai fie deschide orașul poluat. geamul, cum deschide geamul cu șofer, el stând în spate, în spatele unor geamuri afumate, oglindă, cum deschide geamul și vorbește la microfon despre necesitatea de a păstra orașul nepoluat și cum ar trebui să meargă oamenii cu metrou, tu fiind într-o mașină poluantă cu șoferi, care șoferul te lasă pe tine acasă. Aproape 40% dintre voi, cei care ne urmăriți în mod frecvent pe acest podcast, sunteți abonați. Și asta mă flatează și vă mulțumesc foarte mult pentru că asta îmi permite să aduc invitați din ce în ce mai de seamă aici la acest podcast. Totuși, nu pot să nu menționez faptul că restul de 60% care nu ați dat încă ne-ar ajuta foarte, foarte mult să dați. Știu că vă uitați, știu că apreciați invitații noștri, că apreciați ceea ce ne facem aici în acest podcast, dar și în general în mediul de business din România. Așa că faceți-ne un favor și apăsați butonul de abonare, pentru că asta ne face și mai valoroși pentru lume și putem să ne ducem mai departe cuvântul astfel încât să fie auzit de cât mai mulți oameni. Și în felul ăsta să aducem și invitați mai faini și mai puternici și mai valoroși alături de noi, cum este și invitat de astăzi, invitat special din lumea administrației publice, unul dintre cei mai dinamici primari de oraș-sector din România, și anume domnul Robert Neguiță. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Este al doilea nostru invitat din zona administrației publice și, după cum știți, aici nu facem politică. Noi spunem lucruri pe nume și aducem în față oameni care fac lucruri. Primarul sectorului 3 este adus astăzi pentru că sectorul 3 este supranumit în București cartierul verde sau sectorul verde al capitalei și probabil cel mai dinamic sector în materie de proiecte de infrastructură, ce puțin realizate. Dar să știți că nici noi nu facem politică. Noi nu facem politică. Chiar mă uit așa de multe ori cu revoltă cu cei care încearcă să politizeze administrația publică. Ea nu e politică. Străzile nu sunt nici de stânga, nici de dreapta. Infrastructura în general, grădinițele, școlile nu sunt de stânga, nu sunt de dreapta. Salubritatea, spațiile verzi de care vorbeați dumneavoastră. Nu au nicio legătură cu stânga și cu dreapta, au legătură cu viața noastră a tuturor, care ar trebui să fie din ce în ce mai bună. Apropo de trafic și de infrastructură, ce spuneați dumneavoastră. Iar când văd, în general, cei care sunt lipsiți de rezultate, care nu sunt în stare să facă nici termie, nici transport public, pasaje, poduri, nu sunt capabili să facă, că nu sunt capabili, și o spun cu regret, politizează. Dreapta trebuie să fie unită, să luptăm împotriva lui nu știu ce partid, să luptăm cu ce partid. Ce treabă are asta cu primăria? Noi suntem aici să rezolvăm probleme, să încercăm să facem viața oamenilor mai bună și să prezentăm odată la 4 ani, cel mult odată la 4 ani, cu toate că ne-ar fi să facem chestia asta zilnic, să prezentăm activitatea noastră și obiectivele împlinite. Uite, am făcut asta, uite, am făcut asta, uite, mă mai angajez la asta și o și fac. Și chestii din astea care nu se referă la 30 de ani, la 50 de mandate. Nu, din astea, cum am făcut noi pasajul. Și știți cum e, vorbele n-au mare valoare dacă nu avem și argumente din viața reală. Noi, pasajele de la Paladi, de la intersecția cu Teclu, zona Ikea, am venit și am spus, domnule, în decembrie, iată, 2022, am zis, domnule, 4 luni și jumătate, adică la 1 mai se va circula pe pasaje. Cine credea? Vă spun eu, nimeni, nici cei mei din echipă nu credeau. Am tras de ei. Nu pe 1 mai, pe 28 aprilie, circulam cu toții pe pasaje. A spus o chestie care mi-a rămas aici undeva în spate. A spus că atunci când nu sunt rezultate, administratorii publici, pot să-i numesc așa, da? Primarii, președinți de consilii județeni, așa mai departe, Politicienii. administratorii publici Administratori sunt recurg la cei. politică. Atunci când nu sunt rezultate, așa este? Da. Deci, de fiecare dată Nu, când noi la vedem politică, politicianism. la politicianism, corect, La argumente politicianiste. da. Dar, repet, din cauza lipsei de rezultate. Adică, bă, ai rezultat. Ai cu ce să te recomanzi real, apropo de manageri? Păi nu sunt manageri. Ăștia sunt politicieni. Care învârt vorba. Haide, că o fi, că e pe stânga, că e pe dreapta. Prietene, stai așa.
Hai lăsăm că-i stânga, că dreapta. Că, repet, din tot ce am amintit aici, termia, întreb și eu, termia e de stânga sau de dreapta? Termia o ai sau nu ai? Transportul public este prost sau bun? Din nefericire e prost. El nu e nici de stânga, nici de dreapta. Ce legătură are discuția asta cu stânga-dreapta, cu politicianismul, pentru o persoană care e manager? Zice, doamne, eu ce treabă am eu cu asta? Eu sunt aici să vă livrez. Uite, cifre. Am avut în 2023, 2022, 2021, 2020, uite cum era cu termia, uite cu statistic. N-am avut, am redus pierderile din sistem, eficiență, zile în care oamenii stau fără căldură sau fără apă caldă, uite ce am investit în dalea, în dalea, în dalea, uite ce am eficientizat, ce am optimizat. Asta e o discuție a Petrei Suf. Un manager, un politruc, un politruc începe. Haide să luptăm împotriva nu știu cărui partid, haide să ne coalizăm noi că suntem că stânga, că suntem că dreapta. Ce treabă are asta? Iar noi, cred că soluția corectă a noastră, pentru noi toți, dar mai ales pentru noastră care sunteți formatori de opinie, să punem lanterna pe ele. Bă, ce zice asta? Ce zice asta? Nu, nu e discursul, e pe lângă subiect, prietene, care e ideea? Hai să ne întoarcem la proiecte, că noi nu trăim nici cu stânga, nici cu dreapta. Noi trăim cu... Nu avem nevoie de stânga sau de dreapta. Noi avem nevoie de școli, grădinițe crește, spații verzi, pasaje, transport, salubritate, da. Termie, apă caldă, de exemplu. Eu știu, dacă facem un sondaj, oamenii vor stânga, dreapta sau apă caldă? Cred că răspunsul e destul de simplu. Aș vrea să vă provoc la următorul lucru. Noi venim în special din zona de imobiliare, zona de real estate, și acum o să mă întrebe oameni de ce l-am adus pe domnul Negoiță aici de față, pentru că piața imobiliară este dependentă de economia regiunii sau zonei unde se află respectivele active imobiliare, care mai departe sunt influențate de cât de bine sunt administrate public resursele respectivei zone. Și aici intră un administrator bun, cum este, de exemplu, un primar de sector. Aș vrea să vă întreb așa, care este viziunea dumneavoastră despre cum ar trebui administrat un oraș sau un sector sustenabil pe termen lung? Este sustenabil pe termen lung. Adică, practic, dumneavoastră ați avut un mandat, probabil sau nu o să-l câștigați și pe următorul sau și pe următoarele, dar moștenirea pe care dumneavoastră o lăsați e sustenabilă? Cine va veni în locul dumneavoastră la un moment dat, peste X ani, va putea duce mai departe într-un mod sustenabil și dacă da, cum? Care este viziunea către acolo? Foarte bună întrebarea. Asta într-adevăr discuție. Ce facem noi? Păi da. De aceea, iată că noi punem panouri fotovoltaice și facem eficiență energetică pe tot ce înseamnă clădiri publice. Okay. De altfel sunt foarte puține. În realitate ele nu mai sunt deloc. Clădiri în sectorul 3, clădiri publice care să nu aibă sisteme de eficiență energetică. Deci, practic, orice mai clădire din atât. Sectorul 3 public acum este independent energetic sau tinde către, da? Este mai în mult ZEB, decât da? Atât, domnul Tudor. Noi acum venim cu un upgrade, pentru că normativele când le-am făcut noi acum 10 ani, normativele erau altfel, exigențele erau mult mai jos. Nivelul de eficiență energetică ce se discuta acum 10 ani nu prea mai are legătură cu ce discutăm noi astăzi. Și acum noi venim cu upgradare a ce am făcut acum 10 ani. E real, ce vă spun eu, este 100% real. Cred că undeva la 70% din sistemul de învățământ, noi acum venim cu al doilea nivel în, iată, mai puțin de 10 ani, venim cu un upgrade astfel încât să le facem mai eficiente. Și haideți să vă dau câteva detalii. Știți că încălzirea în pardoseală cu pompă de căldură alimentate din panouri fotovoltaice, de cea mai mare independență energetică. Știu că am acasă. Aveți acasă. Pompe, mi-a venit panourile chiar zilele trecute, da. La pompa, iată, și încălzire o avem. Iată. La asta lucrăm. Și cum vreți să băgați asta în noile construcții sau în, inclusiv în construcțiile vechi, în blocurile vechi sau în clădirile publice vechi? De principiu ce construim acum se construiește așa. Ok. Dar noi venim acum să upgradăm și să implementăm pe cât se poate, dar aici este o analiză cost-beneficiu. Exact. Pentru că acolo unde ai pardoselele deja făcute, ca să dai afară toată pardoseala și să vii să pui altă pardoseală,
E posibil ca așa, deci sunt niște chestiuni, dar dumneavoastră sunt pe bune, zona tehnică, bune, da? Le cunoaștem foarte bine, continuați. Așa, da? Da. Dacă șapa pe care noi urmează să o scoatem este mai subțire de 7 cm, nu mai putem să băgăm încălzire în pardoțeală. Corect. Și atunci cred costurile că trebuie să modifici toate ușile, trebuie să modifici tot. Corect. Repet, cresc costurile exponențial și atunci trebuie făcut o analiză de la caz la caz, în funcție de dacă e varianta asta merită, dacă e varianta asta altă nu merită. Și, iarăși, sistemele astea în pompă de căldură sunt mai mult sau mai puțin eficiente în funcție dacă ai tot sistemul. De exemplu, dacă noi punem o pompă de căldură care să încălzească niște calorifere, adică nu în pardoseală, eficiența scade foarte mult. Da. Din mai multe puncte de vedere, caloriferele, când dimensionezi un sistem, calculezi caloriferele să primească un agent termic la 70 de grade. Corect. O pompă de căldură nu se poate ridica mai mult de 60 de grade. Și nici nu e optim. E optim pe la 48-45. Iată cine cunoaște. Da. Dar nu doar că nu poate să salte mai mult de 60 de grade, dar la 60 de grade COP-ul, adică randamentul, scade mult. Și ca să se înțeleagă ce înseamnă randamentul, câți kilowatt termici îmi produce cu un kilowatt electric. Corect. Ori, încălzirea pardoseală se simte foarte bine cu un agent termic la 40 de grade, unde am randamentul maxim cu COP peste 5. Exact. Dacă mai folosesc și agentul rece, iar vara se pretează perfect să folosesc și agentul rece, mă duc cu COP de 10. Adică pasta pentru răcorire? Nu ați mai auzit-o. Pentru răcorire, nu? Exact. Tot prin pardoseală? Tot prin pardoseală. Știți că sunt niște, niște discuții pe subiectul ăsta. Unde e mai bine să faci răcorirea, să faci răcirea, să faci în pardoseală, să faci în tavan? S-a ajuns la concluzia că pentru doamne este mai ok să fie în tavan, pentru că poate afecta atunci când calci în picioarele goale. Da, clădire publice nu calci în picioarele goale. Deci în final aveți dreptate, da, așa este. Domnul Tudor, pardoseala de la etajul 3 este tavanul etajului 2. Corect. V-am dat un secret, da, să nu-l mai spuneți, vă rog mult. Avem mulți prieteni care spun cu asta, o să le spun. Așa. Deci cu asta lucrăm permanent. Da, mi se pare discuția interesant. Discuția este doar la ultimul etaj, placa de la ultimul etaj și pardoseala de la parter. În rest, etajele intermediare sunt deopotrivă și placă și, da, pardoseală. Este. Mi se pare interesant că aveți asta între preocupări. Adică înseamnă că celelalte lucruri sunt atât de bine puse la punct încât ați avut timp să vă documentați de ce înseamnă o astfel de instalație, pentru că dacă vorbesc cu un, și cu un arhitect, nu o să fie atât de atent la capitolul ăsta, pentru că e mai simplu să zic că lasă că pun o centrală termică de bloc pe gaz și aia e, în final. Da, dumneavoastră sunteți fix pe zona asta de dezvoltări imobiliare. Da. Și da, din nefericire, la noi în România, cea mai mare criză este de manager de proiect. Adică ne lipsesc grav. Da, așa este. Pentru că, atenție, domnul Tudor, nicăieri în lumea civilizată optimizarea nu o face proiectantul. Proiectantului îi e cel mai îndemână să pună ce are, ce găsește el acolo. Păi el nu-l costă nimic soluția. Dar dumneavoastră mi-ați adresat o întrebare pentru care vă mulțumesc, foarte inteligentă și foarte potrivită. Bă, atenție, tu lucrezi astăzi. Ce faci tu astăzi? Ce efecte vor avea, va produce mâine soluția pe care ai ales-o astăzi? Ori proiectantul, care și-a bani pentru ce a făcut? Dacă nu-i pui target, dacă nu-i dai temă de proiectare, bă, deci fii atent, ce trebuie să-mi îndeplinești tu? A, B, C, D și printre teme. Bă, eu vreau optimizare. Ce mi-ai dat-o acolo? Ia dă-mi și mie cifrele. Care îmi va fi consumul? Ce consum? Cât consum? Uh-huh. Când consum? Și asta e o altă temă. Pentru că, iată, punem acum sisteme de panouri fotovoltaice. Să dea bunul Dumnezeu, e o soluție extraordinară, mai ales că au scăzut costurile foarte mult. Da, așa. Ei, eu stau de vorbă cu specialiștii permanent, de la ANRE până la furnizori de toate sistemele și cei care gestionează în realitate sistemele. Vom ajunge în multe zile, mai ales în vară, când energia în timpul zilei cu soare afară va avea valoare negativă. Adică
ai soare afară, dacă mai bate și vântul și produce și oliana, mai e alte sisteme care produc în bandă, cum e atomoelectrica sau termocentralele, sau ele produc în bandă, ele banda, nu știu, corect. Ei n-au fluctuații, ele asta produc și produc în bandă, iar consumul nu e în bandă, consumul este așa. Corect. Ori tu dacă n-ai soluții să-ți acoperi momentele de vârf și dacă n-ai consumatori pentru momentele în care ai producție multă, dezechilibrezi sistemul și atunci o să plătim o grămadă de bani că am injectat în rețea într-un moment în care rețeaua n-avea nevoie. Și ne-am gândit inclusiv la chestia asta, domnul Tudor. De aceea provocarea viitorului nu mai este producția de energie, că pe asta încet, încet începem să o rezolvăm. Avem un proiect care se numește Energie Verde, unde toate blocurile pot intra, să-l punem panouri fotovoltaice, să le schimbăm lifturile, tot în ideea de eficiență energetică. Și da, astăzi gândim la sisteme de stocare, pentru că provocarea, unde le puneți? Provocarea viitorului este soluția de stocare a energiei, ori energia termică, pentru că aici avem patru tipuri de energie, corect? Uh-huh. Termică, mecanică, electrică și lumina, care e tot o formă de energie. Stocarea energie termică e cea mai ieftină. Da, în o pui într-un... Ai nevoie de niște rezervoare din izolate. Da, exact. Aia e tot. Asta facem, fix la lucrurile astea lucrăm în viitor, pentru că ne dorim, haideți să mai spun un lucru absolut relevant, și anume că noi trebuie să evităm folosirea rețelei electrice. În factura noastră de energie ai trei componente: producție, transport, distribuție. De cele mai multe ori transportul și distribuția, componentele de transport și distribuție, este mai mare decât producția. Da. Exact. Deci noi dacă punem panouri fotovoltaice pe bloc, dar în continuare folosim rețeaua, scazi la minim jumătate. Scazi jumătate eficiența. Da. Dacă noi putem să folosim niște sisteme, să implementăm niște sisteme care să folosească direct energia pe care o producem fără să folosim rețeaua, asta este varianta corectă. Vă provoc să mergem un pic și mai departe. Deci am spus despre cum lăsați sectorul efectiv moștenire generațiilor viitoare într-o manieră sustenabilă și ca un sistem performant. Deci acum mi-ați răspuns cum e sustenabil energetic. Dar cum este sustenabil el ca întreg? Pentru că de asta aveți deja niște state destul de mari, adică nu poate nimeni să vi le conteste, o să trecem printre ele imediat. Dar să presupunem că la un moment dat poate nu veți mai vrea să continuați, că probabil pentru încă câteva mandate veți fi votat în început, dacă nu aveți alte planuri, să mergeți către mai sus. Dar la un moment dat veți pleca de aici. Da? Cum vă asigurați că sistemul pe care îl lăsați, prin sistem înțelegând echipă, procese, proceduri și pârghii, furnizori, relații, așa mai departe, să funcționeze indiferent cine va fi mai departe. Și vă zic și de ce, am o vorbă care spune așa, că ești un geniu dacă reușești să creezi un sistem care poate să fie condus și de un om, să zicem, necunoscător, ca să nu numim altfel. Da? De ce? Pentru că la un moment dat un om necunoscător ți-l va conduce. Și atunci, cred că dumneavoastră ce reușiți să faceți acum ar trebui gândit un pic și la efect de scară. 10, 20, 50, 100 de ani. Cum reușesc eu aici să pun baze la ceva ce să devină un New York, mă rog, acum o să-mi iau hate, între ghilimele, da? Un potențial sistem care să fie imbatabil oricine l-ar conduce. Asta este o întrebare bună. Pe cât de bună, pe atât de grea. Știu, da. E foarte grea. Cu atât mai mult la dumneavoastră, că în business ai mai multe pârghii. Poți să miști mai repede, poți să schimbi oameni mai repede, poți să schimbi sistem mai repede. Dar când conduci un oraș sau un sector sau un județ sau așa mai departe, moștenești niște lucruri pe care le-a lăsat cei dinaintea ta. Și ai doar 4 ani în care uneori te simți măsuri și dure. Bun. Anumite chestiuni, ca să ne înțelegem, sunt greu de stricat. Ca de exemplu, ce înseamnă digitalizarea? Anul se înțelege că tot ce am digitalizat noi și tot ce vom reuși să digitalizăm în continuare, e greu de crezut că vine unul atât de nebun care să zică: a, dați mă sistemele astea la o parte, că noi vrem cu pixul și hârtie. De ce? Okay. Vrem în evul mediu. Este un pilon foarte bun. Este deja un pilon foarte bun. Apropo de eficiență, nu pot ei să zică: bă, ce moștenim noi acum?
încălzire în pardoseală cu pompă de căldură, cu eficiență energetică, cu de-aia. Nu, bă, dă-le la o parte, că noi vrem să ne întoarcem la calorifere și la centrală termică cu poluare și cu costuri mult mai mari. Mm-hmm. Greu de crezut. Ok. După care, haideți să ne ducem pe sisteme. Mm-hmm. Noi acum, ca să nu mai plătim la apa Nova, ne-am făcut propriul nostru sistem, apropo de sustenabilitate, în care folosim apă din lacul Iore, folosim apă din Puțuri, folosim apă din Pantelimon, adică din surse mult mai eco, pentru că, lăsând la o parte costul, costă mult, domnul Tudor, apa de la noi, consumăm milioane de metri cubi pe an pentru tot ce avem noi, spațiile verzi din sectorul 3, pentru că dacă vă uitați statistic, iunie, iulie, august, inclusiv septembrie, dacă stăm să ne bazăm pe ce ne dă Dumnezeu, nu mai avem nimic verde. Așa este. În consecință, noi consumăm enorm de multă apă. Dacă o plătim la apa Nova, ce sustenabilitate, de faliment scrie pe noi. La un moment dat închidem robinetul că nu avem cu ce plăti. Dar chiar mai grav decât atâta este faptul că apa din rețea conține clor. Și care afectează plantele. Am învățat la școală, la chimie, clorul cu apa dă puțin acid, clorhidric, care... Orice înseamnă acid, că am auzit de ploile acide, n-au concentrația din apa de rețea și plantele suferă. Correct. Deci, în consecință, noi am tras propria noastră rețea pentru că viitorul primar ce o să zică? Ia, bă, nu, băgați buldozerul în astea și alimentați în continuare de la apa Nova. Adică sunt multe sisteme. Acum schimbăm partea de... Ce, or să taie copacii? Vreți să vă spun că împădurirea sectorului 3 are legătură și cu protecția asfaltului? Viața asfaltului la umbră este cel puțin dublă față de viața asfaltului la soare. Pentru că atunci când îți încălzește soarele vara, când ai 40 de grade afară, asfaltul fiind negru în principiu, știm bine, corect, că atrage UV-urile și se duce asfaltul, de am văzut eu la știri cum prăjea ouă pe capotă sau pe asfalt. Adică asta înseamnă că în momentul în care ți s-a coagulat proteina, că asta face când se albește albușul acela, da? A zis când se albește sau galbenușul, că aia înseamnă că a ajuns la 70 de grade temperatură la care coagulează proteina. Deci el ajunge la 70 de grade. Domnul Tudor, la temperatura aia, elementele volatile din bitum se evaporă. Caracteristicile bitumului se schimbă, el devine mai puțin elastic și mai puțin, adică el scade cantitativ și de-aia apar acele fisuri în asfalt unde iarna vine apa, a înghețat, l-a umflat și subiect închis. Copacul care îmi protejează asfaltul de UV îmi creează, apropo de, vorbeați de sustenabilitate, păi asta nu e o componentă de sustenabilitate. Absolut, absolut. Adică următorul primar ce va să fie? Să bage drujba în copaci? Adică plec de la premisa că asta nu... A, că nu e în stare să gestioneze un sistem creat și că în loc să pună niște oameni care înțeleg ceva și îi va înlocui cu unii care au lipit afișe în campanie electorale și l-a ajutat să ajungă primar fără să-l intereseze că peste 4 ani oamenii o să-l scoată de acolo nu tocmai într-un mod elegant, e o chestiune pe care n-ai cum să o controlezi. Ori sistemele despre care facem vorbire, gestionarea lor, n-ai cum să le rupi de resursa umană și de leadership. Adică tu cât de bine ai concepe o mașină, se înțelege că indiferent de cine o conduce, cu o mașină cât de performantă ai, ar fi ea. Ea poate fi mai mult sau mai puțin fiabilă. Eu tocmai v-am vorbit despre o mașinărie pe care noi o gândim acum și o construim să fie fiabilă, să fie sustenabilă. Dar dacă pui un nepriceput, să zicem așa, la volan, el se duce cu ea în șanț. Nimeni nu proiectează o mașină. Bun, există mașini proiectate care să reziste, dar performanțele ei sunt foarte reduse pentru că o fac să fie foarte rezistență la șanț. Adică nu există acea mașină. Iar pe partea asta de inginerie, nu doar că știu, dar îmi place foarte mult tot ce înseamnă partea de tehnic și de inginerie. Și eu mai întreb unul tot în zona de sustenabilitate, este inclusă și zona financiară. Am avut diverse episoade în diverse orașe ale țării și nu numai în România, se întâmplă și în alte părți, în care un administrator public,
ca să nu numesc neapărat primar, poate să numește altfel, a lăsat moștenire noului, următorului edil, următorului administrator public, un buget nesustenabil. Următorul edil are 4 ani sau 5 ani cel mult, da, în care trebuie să se confrunte o dată cu dorințele publicului de mai bine, toată lumea își dorește o viață mai bună, corect? Deci are presiunea directă de acolo. Presiunea finanțelor, pentru că poate să-i blocheze conturile. Presiunea proiectelor noi de infrastructură care trebuie finanțate, da? Și presiunea unei echipe mai puternice care trebuie plătită, pentru că nu puteți face singur cât de bun sunteți dumneavoastră, dacă nu aveți o echipă care să fie motivată în spate, care să vă urmeze ca lider, rămân doar niște vise. Sunteți de acord cu mine, nu? Cum reușiți să administrați sustenabil și finanțele astfel încât oricine vine mai departe, la un moment dat când veți spune, gata, mă retrag, cred că am făcut suficient, să preia un sector făcut ca la carte, lăsat ca la carte, să fie simplu respectivului și chiar să vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Goiță. Aia cu mulțumitul, asta cu mulțumitul nu o să mă dezamăgească nimeni niciodată și știți exact de ce. Că n-am niciun fel de așteptări. Dar performanța nu doar în administrație publică, performanța în orice domeniu ar fi, ține de foarte multe componente. Adică trebuie să știi, să poți, să vrei. Ori, nu e așa de ușor să le întâlnești pe toate trei, pentru că degeaba vrei, dar nu poți. Sau nu, dar se poate. Știi. Sunt orașe care sunt administrate transgenerațional. Adică cine intră și administrează un sector, și nu vorbesc de România, vorbesc de Europa sau și alte zone lume, cine intră și administrează se gândește și ce lasă în urmă. Și cred că un buget... Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Dar nu. A nu se înțelege că în România... Noi nu ne gândim la ce lăsăm în urmă. De tot ce vă vorbeam până acum, să știți că eu vă tocmai provoc. Că mă gândesc, domnule, mâine, ce se va întâmpla mâine? Cred că plecăm de la premisa că și în România mai suntem unii oameni chiar responsabili. Și credeți-mă că la nivel de administrație publică, fără falsă modestie, am fost în vizite oficiale din America de Nord până în tot ce înseamnă Europa Occidentală, până în Asia, China, Coreea, Japonia. Și am încercat să învăț din experiența colegilor. Credeți-mă... Au și provocările lor, nu? Avem un nivel de performanță și haideți să lăsăm... Dumneavoastră la sectorul 3 sau în general în România? Eu vorbesc de sectorul 3. Sectorul 3. Și să vă dau câteva exemple. Orașe similare cu sectorul 3, să facem analiză cu orașe similare. Haga, Oslo, Washington. Oslo are 300.000 de locuitori? Sectorul 3 are 600. 6.000, îmi cer scuze, greșeala mea. 560.000 de locuitori pe acte. Wow. Plus ce mai locuiesc fără acte. În sectorul 3. Da, da, 300.000. Eu făcusem o medie, am calculat la 2 milioane împărțit la această sectoare. 300.000, care e jumătate sector 3. Deci aveți cel mai mare sector din capitală, nu? De departe, da. Cel mai mare și mai bine administrat. Ok. Doamne ajută, mulțumesc. Da. Așa, știți cât e bugetul spațiilor verzi la Haga? Bugetul spațiilor verzi? Nu, spuneți-mi asta. Mai mare decât bugetul primăriei sector 3. Doar spațiile deci, verzi. Deci, domnul Tudor, bugetul spațiilor verzi al primăriei Haga este mai mare decât bugetul primăriei sector 3. Tot bugetul primăriei sector 3. 70% din investițiile pe care le-am făcut din bugetul de investiții pentru noi sectorul 3 în ultimii 10 ani a însemnat reabilitarea termică. Știți cât a investit Haga în reabilitarea termică și Oslo la un loc? Cu Washington, cu tot? Vă rog. Zero. Nu au acest program de eficiență energetică. Nu l-au. Eu am fost acolo și le-am cerut bugetul pe capitole, pe tot. Nu există în planul de investiții reabilitare termică, eficiență energetică pentru clădiri cu destinație de locuință. Nu există. Dar de ce? Pentru că le-au făcut deja mai din timp sau nu sunt interesați de asta? Pentru că nu le-au.
Nu-l interesează, practic. Nu știu să vă răspund. Uh-huh. E o discuție mai complicată. În mare parte le au, dar pur și simplu nu există această componentă. Deci noastră aveți o dată buget mai mic și aveți și apăsarea faptului că trebuie să dați banii și pe anumite zone care sunt foarte puternice. Pe care deși nu le au deloc. Atenție! Da. Cu cel mai mare impact bugetar. Și când vreți dumneavoastră, facem o echipă de analiză la câte spații verzi are oricare din orașele pe care vi le-am amintit și cum arată ele raportat la ce înseamnă sector 3. Îi batem rău. Da. Știți cât e componenta de spații verzi din total buget primăriei sector 3? Vă rog. Sub 5%. Da. Dacă nici asta nu mai e eficiență, dați-mi voie. Am și o întrebare. Ce vrea să însemne eficiență? De asta zic, asta înseamnă performanță. Să faci bici din nimic. Da. Mă bucur că ați spus asta, pentru că asta dă răspuns și la cei care se plâng că n-au resurse, pentru că nici noastră n-ați avut atât de multe resurse. Vreți să vă mai dau un detaliu? Spuneți-o. Doar faptul că am internalizat salubritatea, aspersie cu spații verzi și cu asfaltări, facem economii de peste 20 de milioane de euro pe an. Felicitări. Și ca să ne ducem, mulțumesc, și ca să ne ducem mai punctual, bulevardul Iulie Hațegani, ați auzit de acest bulevard? Da. Care astăzi există, că ieri nu era. Era o stradă meschină. Da. Astăzi este bulevardul Iulie Hațeganu, 1,5 km. Știți cât a aprobat Primăria Generală buget de investiții pentru acel bulevard pe care l-am făcut noi? Era în bugetul Primăriei Capitale sau bugetul nostru? SF-ul a aprobat. Aha, ok. Adică plan de investiții. Da. Peste 120 de milioane. Ok. Peste 120 de milioane. Știți cât a costat el real primăria sector 3? Niciun SRL, niciun nimic. Primăria sector 3, fix așa cum mă exprim. Primăria sector 3 a făcut un bulevard. Cine? Ea singură, cu angajații ei. Știți cât ne-a costat? Vă rog. 10 milioane. Și când zic 10 milioane, cu tot cu spațiile verzi pe care ei nu le aveau în proiect, iar acolo au intrat mii de copaci. Ați auzit bine? Mii de copaci. Vă mai întreb un lucru legat de subiect, pe care aș vrea să ne ducem un pic cu într-un pistă subiect. De bicicletă cu tot pe care ei nu aveau un proiect. Cum reușiți asta? E meritul dumneavoastră ca lider că sunteți foarte atent pe cifre? Sau este meritul echipei sau unui sistem pe care l-ați creat care poate să verifice aceste lucruri și să le facă eficient? Vă răspund cu prima lecție de artă dirijorală de care am avut parte. Eu am studiat și muzica, implicit am făcut și artă dirijorală. Știți ce am învățat eu în în prima lecție de artă dirijorală? Vă rog. Că nu există orchestră slabă. Uh-huh. Există dirijori nepregătiți. Ați spus în aplicarea asta și în echipă? Adică ați luat echipa așa cum ați avut-o și ați crescut-o? Bun. Deci eu spuneam că în România cea mai mare problemă a noastră este antreprenoriatul. Avem prea puțin antreprenori, adică oameni cu spirit antreprenorial, și asta vine din istorie. Comunismul asta a avut ca temă, să omoare spiritul antreprenorial. Dumneavoastră, domnul Tudor, tu Negoiță, tu n-ai voie să gândești. Ai partidul care ți-a stabilit cincinalul, alea obiectivele, tu altă variantă, să le respecti pe alea. Ăia gândesc pentru tine, tu n-ai voie să gândești. Tu capul, mâinile, picioarele, încearcă să execuți ce am decis noi. Că de aia o duceam și atât de prost. E un sistem, Doamne ajută că am scăpat de el. A distrus, repet, n-aveai voie să ai, n-aveai ce face acolo, nu te lăsa nimeni să faci nimic. Ok. Și din istorie, pentru că în gena noastră nu e acest spirit antreprenorial pe care îl găsești în lumea civilizată, în lumea dezvoltată, ok, nouă asta ne lipsește astăzi mai mult decât banii. Dacă ar fi ca noi astăzi avem nevoie de ceva cu adevărat, fix asta avem nevoie, iar pe zona asta de dezvoltare avem nevoie de manager de proiect. Manager de proiect care să se gândească atunci când gestionează un proiect de la obiectivele pe care ni le propunem, și alea să fie unele sănătoase, unele corecte,
până la găsirea de soluții astfel încât să te duci, nu că să le îndeplinești, să te duci mult peste ele. Asta ne lipsește nouă. Iar fix asta e meseria mea. Eu asta am făcut în privat. Asta fac și aici în public. Apropo de chestia asta, că de ce unde altul probabil că nu i-a ajungea, probabil că ar fi făcut o rectificare bugetară, bă, noi am dat 120 de milioane, dar ca de obicei nu ne-au ajuns și ne mai trebuie să mai suplimentăm cu 40 de milioane, noi cu 10 milioane am încheiat cu pista de biciclete și cu spații verzi cu tot. Repet, nu, vă rog eu frumos să nu mă credeți și să faceți o adresă mâine pe 544 pe transparență publică în care să întrebați primăria sector 3. Bă, primărie, nu-i vreun teren, e primărie. Cât v-a costat să faceți bulevardul Hațegar? Nu vă răspunde nimeni, e puțin de 10 milioane. Oficial, asumat, atât ne-a costat. De ce? Pentru că mergi pe soluții corecte, ca să nu vă spun ce proiect ne-au lăsat oamenii aia. O aberație de proiect. Iisuse Hristoase. Deci, acolo n-are cum să fie doar dezinteres sau prostie. Acolo sunt împreună duse la extrem. Pentru că n-ai cum să te coste mai puțin de 10% decât dacă ai de-a face cu unii care sunt și hoți, și ticăloși, și incompetenți. Incompetenți, da. Vreau să vă duc către o temă care este dureroasă pentru bucureșteni, inclusiv pe noi, activi în mediul de imobiliare și construcții în România. Faptul că București este cotată ca fiind cea mai poluată capitală a Europei. Da. Uniunea Europeană. Deci excludem, să zicem, țele care încă nu sunt. Nu e că probabil ar fi Sarajevo sau mai fi alte orașe care ar fi mai poluate. Sunt experți în urbanism în lume care spun că pentru a depolua un oraș și pentru a face mai puțin poluat, în mod deloc surprinzător sau pentru unii sau surprinzător, trebuie să scoți mașini din oraș și nu să le favorizezi prezența. Și asta vine cu dublu tăiș, adică pe de-o parte clară, dacă scoți mașinile, nu mai e sursa de poluare. Sau măcar dacă le scoți parapoluante, dacă poți să le păstrezi pe cele electrice, de exemplu, în oraș. Dar pe de altă parte este o măsură extrem de nepopulară, pe care dumneavoastră, dacă ați luat-o, ați luat-o într-un orizont destul de scurt în care totuși trebuie să vă solidificați prezența în rolul pe care îl aveți. Cum reconciliem treaba asta? Deci ar fi o soluție clară, scoate mașinile, cum? Prin taxe mai mari, prin prețul la parcare mai mari, prin un transport public mai bun și așa mai departe, dar în același timp românilor și în special bucureștenilor îi place să meargă cu mașina și să spună, domnul Negoiți are și idee de a dumnealui, nu prea îmi place, trebuie să merg cu metrou, nu vreau cu metrou. Dar cum reconciliem treaba asta? Pentru că soluția e clară, adică nu am inventat-o noi. Orice oraș, Copenhaga, Barcelona, Paris, toate știu acest lucru și încep să ia măsuri. Zone de cum se numește, pedestrian, pietonale, da? Mai mari, parcuri mai mari, genul ăsta de 15-minute city, adică autorizăm proiecte în care să aibă și serviciile, școala, grădinița, unul lângă altul, ca oamenii să nu trebuiască să călătorească tot orașul, da? Și așa mai departe. Continuați, vă rog, de aici. Deci cum reconciliem treaba asta? Îmi place că zâmbiți, că aveți o soluție. Mie îmi place foarte tare când văd politicieni din ăștia cu bolid, cu motor care diesel, care poluează în neștire. Și care spun că vor să nu mai fie orașul poluat. Când deschide geamul, da, cu șofer, el stând în spate, în spatele unor geamuri afumate, oglindă, cum deschide geamul și vorbește la microfon despre necesitatea de a păstra orașul nepoluat și cum ar trebui să meargă oamenii cu metrou, tu fiind într-o mașină poluantă cu șofer, care șoferul te lasă pe tine acasă și mai merge și el vreo 20 de kilometri să ucă la el acasă, că bă, tu vorbești serios. Asta este ceva. Dar ce n-ai vrea tu să dai interviul ăsta din metrou? De ce? Ca să fii credibil. Bă, doar atât. Tu ne trimiți pe noi la metrou, da? Ceea ce este absolut respectabil. Da. Total de acord. În realitate, domnul Tudor, nu e chiar, plecând de la premiza că 80% din oamenii care locuiesc în orașul ăsta nu cunosc foarte multe detalii. Și noi chiar putem să-i mințim repede. Și să zicem, domnule, soluția e metrou. Eu vă privesc drept în ochi și în cunoștință de cauză, eu vă zic că soluția nu este metroul.
Continuați. Astăzi, la orele de vârf, metroul nu poate prelua fluxul de pasageri. Punct! Adică, unde îi trimit eu? Ăia zic, dar nu-i de la noi, că noi n-avem ce face. Noi nu știm, nu putem să-i ajutăm. De aceea, eu, uite, acum 2 ore m-am întâlnit cu prietenul meu, Daniel Băluță, de la sectorul 4. Noi lucrăm la extinderea rețelei de metrou, chiar dacă sectorul 3 stă cel mai bine din punct de vedere metrou. Da. Dar noi lucrăm la metrou pentru extinderea lui și interconectarea sectorului 3 cu celelalte sectoare, cu tot ce înseamnă București și Lvov, astfel încât să le dăm oamenilor o alternativă în plus pe lângă cea rutieră. Dar, vor fi oameni, nu puțini, care nu vor metrou, că nu vor metrou. Printre alții și primarul general, care nu prea se duce la metrou. Îi trimite pe toți la metrou, el nu ne intrăm pe acolo. Îl provocăm să ne răspundă, pe domnul primar general. Da, poate vă răspunde dumneavoastră la telefon. Chiar și așa, noi trebuie să fluidizăm circulația în București. Ați fost la mare anul trecut? Da, lucrăm pe proiecte la mare, da, sigur. Pe compania ați pe care fost la mare, da? Da, sigur, sigur. Cum sigur. Ați ieșit și intrat în București anul trecut? Eu nu contest. Deci proiectele din infrastructură din sectorul 3 sunt foarte bune. Pasajele, tot ce ați făcut este foarte bine. Pe mine mă interesează... Soluția este... Așa, continuați. Soluția este să facem în regim de autostradă inelul principal al Bucureștiului, care a fost gândit de pe timpul lui Ceaușescu ca inel principal. Și care astfel este acesta? Încât... Acela care merge prin nord sau pleacă prin Palade? Inelul principal... este Mihai Bravo, cu Ștefan cel Mare, cu Văcărești, cu trafic cercul greu. Cercul median al orașului, da. E inelul principal, median e Grigorescu. Ah, corect. Ăla e un alt inel. Da. Corect. Așa. Deci primul inel, al doilea este Grigorescu și al treilea este deja centura de chină. Aia e M0 da. Sau ce se A0, construiește. A0, da, următorul, da. A0, ce da. Se construiește. Astea sunt și... Păi și cum reușim? Că sunt blocuri principal. Acolo. Cum? Sunt blocuri pe tot inelul ăsta. Nu, în sectorul 3. În sectorul 3. Nu că avem proiectele, nu că sunt autorizate. Avem prefabricatele, doar să le montăm. Și iată. Și puteți fire. Face inelul în principal. În 6 luni, în sectorul 3, cum ce să caut eu în sectorul 1? Corect, da. Așa. În sectorul 3, noi în 6 luni de zile rezolvăm problema. M-ați auzit bine? Am zis 6 luni de zile. Ați auzit? 6 luni. Din momentul în care ne apucăm de treabă până când se circulă pe pasaje cu totul la gata, 6 luni. Și rezolvăm problema. Ne-o spun specialiștii în studiile de trafic. Economisim doar pe sectorul 3, pe acel segment, peste 4 milioane de ore de stat în trafic pe an. Și asta se aduce în tone și de zeci de mii de tone de combustibil mai, consum mai puțin, în consecință zeci de mii de tone de o travă mai puțină în aerul pe care îl respirăm, apropo de poluare, unde primarul general zice că nu, că nu vrea, că nu-i de acord, că e puzul, că nu-i puzul, are puzul pe masă din octombrie. Are puzul. Eu mă mir, unii oameni sunt atât de lipsiți de rușine. Cum bă, tu mai ești din casă? Tu te mai duci? Evident că își aranjează pe unde se duce cu să nu-i pună întrebări, să nu din astea. Că deci, că n-am. Eu vin, dar să nu mă întreb de alea, că n-am ce să... A zis că la un moment dat... A zis că nu-s bune pasajele pentru fluidizarea traficului. Gică, te-am văzut eu că te-ai dus la mare, că te jucai cu găletușa și cu grebla prin nisip. Că l-am văzut cu toți în presă, în chiloți, prin nisip. Mi-imaginez că s-o fi dus cu trenul sau cu mașina? Că dacă s-a dus cu mașina, n-avea cum să nu vadă cât de bine se circulă acolo unde noi am făcut pasajele în sectorul 3. Deci, pasajele sunt o soluție. Un singur pasaj nu rezolvă toate problemele, dar trebuie făcut o strategie și părerea mea este următoarea. Să presupunem că toți am merge cu transportul în comun. Toți! Tot ai nevoie de aprovizionare în oraș. Tot ai nevoie. Mi s-a stricat chiuveta, instalatorul. Nu vine cu papornița în metrou, că n-are cum, că el are uite așa niște truse de alea cu scule. El trebuie să intre cu mașina să rezolve o problemă. Băncile... toate cele, transportul în comun, tot pe străzi, tot de pasaje e nevoie, tot de... Și mai o altă chestiune, apropo de pasajele pe care le-am făcut noi la ieșirea din București, zona Paladii, știți câte hectare am demineralizat noi acolo? Ați demineralizat? Demineralizat. Dat asfalt și beton afară și pus pământ și copaci.
Pentru că atunci când ai treceri corect denivelate, câștigi, crește viteza, da, scade timpul de și capacitatea, nu mai ai nevoie de 6 benzi. Că ai rezolvat cu 2 benzi, că ai fost continuu, nu mai oprești la semafor. Deci soluția de noastră este undeva la mijloc între, ok, le permite mașină pentru că oamenii le folosesc, dar îi cumva îi punem în mișcare. Eu aș pune taxă pe centru. Da. Taxă mare. Dar, repet, după ce am închis inelul, astfel încât să circuli sănătos, vrei să intri în centru? Experiența de Madrid, după ce au făcut pasaje și au fluidizat circulația și tot, prietenul meu m-a lăsat la un kilometru de hotel și mi-a zis, zice, Robert, te rog frumos, nu te supăra. Vezi dungaia roșie? Zic, da, o văd. Nu pot să trec de ea. Dacă trec de ea, vezi camera aia? Știi cât amendă-mi iau? Te rog eu. Mergi tu un kilometru pe jos. Să-ți dea Dumnezeu sănătos. Ce e, normal că mă duc pe jos. Zice, dunga e roșie, uite dunga, uite camera. Am călcat dunga, mi-a venit amenda. Ok, deci ați fi dispus să luați astfel de măsuri? Dacă ați fi în rolul în care spuneți de ce despre asta. Mi se pare absolut necesară, dar să vii cu restricții, adică să ceri tot fără să oferi nimic, mi se pare că e o greșeală, că cine face ceva e o greșeală că s-a născut. Adică, băi, ce? Adică tu trăiești în țara asta, trăiești în orașul ăsta. Fii normal la cap. Adică eu sunt de acord, bă, aici nu, că suntem cu toții de acord că nu e bine ce se întâmplă în orașul ăsta. Vino și dăm alternativă, după care zici, bă, aia asta da, uai, aici, gata, aici, nu, de ce? Că știm cu toții că avem o problemă, dar oferă ceva. Asta e părerea mea. Apropo de pasaje, ați circulat pe centură în zona Popești sau Berceni? Da, sigur, sigur. Da. Dom'le, înainte să fie pasajele alea, știți cum era acolo? Da, cunosc centura, am făcut... Dom'le, era moarte! Dezastru. Cam așa e acum în zona Cernica Pantelimon pe acolo, că s-a blocat cu vechii constructori. Da? Astăzi se circulă absolut elegant după ce s-au pus pasajele alea. Da, așa este. Eu l-aș lua pe Nicușor Dan și l-aș da puțin așa cu freza, ca să simtă, bă, uite, astea sunt pasajele. Înainte să fie ele, tu care nu înțelegi mare lucru pe lumea asta, aici nu puteai să trăiești de poluare, de blocaje în trafic, de astea. Astăzi, ia vină cu ace, vezi mă cum se circulă. Așa ne dorim prietene și în București. Dacă nu ești tu în stare să le faci, lasă-l mă pe Negoiță, pe Băluță, că i-au demonstrat că sunt în stare să le fac. Lasă-i mă să le fac, nu te mai împotrivi tu. Ok. Nu, că nu l-ar durea rău, că da, are pleata aia mare și nu are cum să se lovească rău. Cu ocazia asta îl reinvit pe domnul Nicușor Dan aici, nu-i în platou. Domnule Goiță, mie îmi place de dumneavoastră, v-am spus de la început. Mulțumesc. Eu sunt convins că în lume este nevoie de oameni pragmatici, da, pentru a rezolva problemele complexe. E nevoie și de gânditori, dar eu cred că combinația este de ambele forțe, nu doar oameni care se gândească. Nu se înțelege că oamenii pragmatici nu sunt gânditori. Am vrut să spun că e nevoie de oameni care fac și calcule și nevoie de oameni care văd și pragmatic lucrurile. Dacă le are pe amândouă, e liderul perfect, în opinia mea. Cred că pragmatism fără capacitatea de a raționa nu prea se poate. Corect, așa este. Vreau să mergem un pic și în zona imobiliară, pentru că totuși acest podcast este zona de imobiliare. Este cunoscut că fratele noastră este dezvoltator, cel mai mare din România, by the way, felicitări pentru asta, după unități livrate. Sunt mândru de el. Da, chiar felicitări pentru ce ați muncit. M-am foarte serios. Da, a fost și Ionuț Negoiță aici în platou la noi. Da, acum un an. Avem aceste provocări pe partea de autorizații de construire, care nu cred că sunt provocări doar ale României sau ale Bucureștiului, orice oraș, de la Bruxelles, Paris și mai departe, dă autorizațiile greu. Totuși, există multe voci care spun așa, că România are mult de recuperat față de vest și reușește să recupereze cumva. Adică dacă te uiți pe PIB per capita, deja am depășit la puterea de cumpărare Ungaria, Portugalia, cine ar fi crezut. Fizic însă, unele vor spun că s-ar putea mai repede.
Ce s-ar putea face, în opinia noastră, pentru că aveți viziune, aveți deja experiență, să putem autoriza mai repede proiectele care fac bine orașului? Nu vorbesc numai de civile, vorbesc și de publice. Deci vorbesc și rezidențial, și office, și proiecte pentru, știu, școli, spitale, așa mai departe, astfel încât să știu că în momentul în care a stat autorizația este sustenabil gândit, adică toate avize, tot făcut ca la carte, dar să fie cumva în concordanță și cu principii de business, pentru că, na, când îi cumperi un teren, blochezi niște capital, iei finanțare, dobânzile curg, aștepți autorizații, un recepție, așa mai departe, și procesul ăsta este de foarte multe ori blamat de către cei care investesc în industrie și uneori pe unii face să nu mai facă, să nu mai investească. Dumneavoastră, ce ați face? Ați da mai repede autorizații sau nu? Și dacă da, cum ați reușit să faceți asta? Primăria Generală este emblema incompetenței. Îmi pare rău, dar ce să... N-am cum să răspund altfel. Continuați, vă rog. Păi, hai ca să ne înțelegem. Știți că planul urbanistic general al acestui oraș este expirat de 15 ani? Știți asta? Absolut, da. Toată lumea știe, da. În piață. Dom'le, știți că nu există nicio reglementare legală care să ne ajute ca acel pug, fie el vechi, caduc, medieval, să fie în vigoare, dar noi îl aplicăm, pentru că altceva n-avem. Uh-huh. În disperare de situație, noi sectoarele, luând cunoștință de incapacitatea primăriei generale de a se achita de sarcinile legale pe care le are, și anume acela de a produce un plan urbanistic general. Corect. Am făcut planuri urbanistice de sectori. Cât? Toți! Uh-huh. Toți, pentru că avem nevoie de reglementare. De reglementare validă, valabilă. Păi n-a venit. În loc să desfințeze planurile urbanistice zonale, în loc să le desfințeze cu un pug în care să zică, băi, bă băieți, bă, ce faceți voi mă aici? Păi nu-i normal, ceea ce e absolut corect. Nu-i normal, păi știți că primăria Glina are pug? Localitatea nicio Glina. Nicio problemă cu localitatea Glina. N-avem nicio problemă, nu? Invitat. Dar ca idee așa, domnule, Berceni are pug. Uh-huh. Domnule, nu reglementezi o localitate, fie și de 500 de locuitori, nu reglementezi cu plan urbanistic zonal. Pentru că nu e asta normalitatea. Cum să reglementezi tu o localitate gen sectorul 3 care e dublu față de Iași, e cât Iași și Constanța la un loc, sectorul 3. Cum să reglementezi tu cu PUZ? Dar pentru că noi nu putem face PUG, plan urbanistic general, iar primarul general, în loc să vină și să zică, bă băieți, nu se face așa. Uite, de astăzi avem plan urbanistic general care reglementează peste PUZ, da? Adică vine și își pune amprenta pe tot. Uh-huh. Și uite, primăria generală își face treaba, atribuțiile, se achită de atribuțiile legale pe care le are. Dar el nu e în stare să producă nimic. Și zice, bă, nix, nimic. Nimic. Și voi, că nu e în regulă. Puzurile nu sunt în regulă. El, la fel cum, de exemplu, eu vin la dumneavoastră și zic așa, domnul Tudor, cum e posibil, domnule, să stați în casa asta? Iar dumneavoastră zice, bă, da, e așa, zice, că s-a spart un geam, ușa, scârție. Bă, Neguiță, dar tu care îmi spui că nu stau bine, îmi dai alternativă? Adică, eu sunt de acord că nu e ideal unde stau eu. Tu mi oferi ceva mai bun? Nu, domnul Tudor, eu vă dau un crâng. Că e mai eco să trăiți la umbra teiului bătrân. Dumneavoastră, mi-ați fi prieten? A zice, bă, Negoiță mi-e simpatic, dar e puțin nebun. Ceea ce în acea variantă ar fi real. Asta este conjunctura noastră cu primarul general, în care vine și spune că îi pute... Ceea ce, vezi, el a fost format ONG. În ONG era de genul, bă, aia nu, aia nu, aia îmi pute, aia nu-i bine, aia nu... Mă, nu mai ești ONG, prietene, ești primar general. Tu până acum puteai să-ți permiți să ne spui cum nu e bine. Tu acum trebuie să ne arăți cum se face. Să zici așa, ce ați făcut mă până acum? Cu mafioții voștri, cu dezvoltare haotică, cu dalea.
Dezvoltarea sănătoasă, eficientă, modernă, bă, ești așa. Așa cum? Când nu ne-a demonstrat nimic. Deci nu e în stare, iată. Și o să zică cineva că mi-am făcut. Dar m-ați întrebat de urbanism. Ori noi nu avem atribuții pe reglementare, pe urbanism. Nu le avem. Orașul ăsta se dezvoltă haotic. Tocmai din cauza faptului că primăria generală este incompetența, cum să spun eu, întruchipată. Vreți o mostră de incompetență? Vreți? Sunteți curios? Uitați-vă la primăria generală. Nu e stare de nimic. Termia praf, transportul în comun la fel. Avea niște atribuții pe urbanism. Praf, praf și pulbere. Ne descurcăm cum putem. Cum? Greu. Greu. Oricum am face, greșim. De ce? Păi atunci când ai reglementare, trebuie să inventezi. Și atunci când inventezi, n-ai cum să nu greșești. Și practic. Iar nici dezvoltarea nu trebuie să o oprim. Pentru că orașul ăsta are nevoie de dezvoltare. La ora asta, realist vorbind, avem zeci de mii de locuințe în acest oraș care ar trebui să fie evacuate. Știu că sună agresiv, știu că nu place urechi, dar în realitate dacă am fi realiști și responsabili... Vor fi zona de clădiri care sunt comuniți să iei, da. Da. Ok. Adică eu cred că ar trebui să existe o lege care să interzică locuirea acelor clădiri care sunt cu bulină roșie. Asta e părerea mea. Eu vin chiar din domeniul de construcții. Asta știu să fac cel mai bine. Știu că supăr pe unii. Îmi pare rău, dar îmi asum să spun ce gândesc. Asta consider că e varianta corectă, indiferent cât aș supăra. Și în fiecare an sunt mii de locuințe, domnul Tudor, care ar trebui să fie scoase din uz. Pentru că nimic în universul ăsta, nu pe planetă, nu e veșnic. Dumne, și soarele se va stinge într-o zi. N-avem noi șanse să prindem acel moment, Doamne ajută. Dar nu e nimic veșnic, nimic, Dumnezeu, atât. În rest, nu e nimic veșnic. Nici clădirile nu sunt veșnice, ele au o durată de viață. La un moment dat, în mod normal, să zici, bă, asta, stop. Afară toată lumea, ori o demolăm, ori o consolidăm. De ce? Am fost acum câteva săptămâni în Turcia, am stat de vorbă cu un om și din discuție așa a venit vorba și despre seismul, cutremurele din Turcia. Uh-huh. Unul din cetățenii cu care stăm de vorbă, știți ce mi-a zis? Zice, noroc, zice că eram plecat de acasă. Astăzi nu mai stăteați de vorbă cu mine. Casa în care locuiam, acoperișul a ajuns la nivelul străzii. Da. N-avem nevoie de astfel de experiențe, domnul Tudor. Ar trebui să fim responsabili, ar trebui să ne gândim dinainte, nu la după aia să zicem, aoleu, pentru că începem să nu ne mai putem privi în oglindă. Revin, noi ar trebui să le dăm oamenilor o alternativă. Bă, uite, construim aici. Dacă vreți părerea mea, să se înțeleagă clar. Nu cred că toate ar trebui demolate. Dar eu, în evaluarea mea, măcar jumătate din clădirile care au bulină roșie în centrul Bucureștiului ar trebui demolate și în locul lor să fie spațiu public. Și așa avem densitate prea mare și prea aglomerat orașul ăsta în centru. De ce să-l mai facem cu șantiere, cu mizerie, să consolidăm niște clădiri care oricum la final vor fi mult mai rele decât o clădire nouă? Consolidarea lor va dura mai mult și va costa mult mai scump decât să faci o clădire nouă la marginea orașului, unde și din punct de vedere urbanistic este mult mai corect. Și să mai aerisim puțin, să mai scădem din presiunea de pe centru. Dar mă rog. Este o interesantă perspectivă, nu mă gândesc până acum. Deci, practic, nu demolezi și reconstruiești, ci demolezi, muți oamenii într-o zonă care să fie confortabilă pentru ei și aici lași spațiu public, lași parc. Exact. Interesant. Și le dai oamenilor o alternativă. Da. Tocmai în această idee,
Vă invit când doriți dumneavoastră să vedeți câte străzi noi în sectorul 3 le-am făcut în câmp. Dom'le, nu e nicio casă, nu e nimic. Dar am făcut străzi pentru că invităm pe oameni să vină să construiască. Da, apropo de cei care se plâng în sectorul 1, în sectorul 2 sau în alte zone unde sunt blocați la autorizare. Ce mă bucur! Dacă aș putea să-i ajut pe primarii celorlalte sectoare să-i blocheze complet, veniți la noi, construiți, investiți la noi. De ce? Că noi vă ajutăm. Noi de asta suntem aici, să vă ajutăm. Nu doar că, evident, vă ajutăm cu tot ce putem din punct de vedere administrativ, dar venim, vă facem stradă, poate o apă, un canal, o ceva, nu știu cu ce vă putem ajuta, dar noi încercăm să vă ajutăm. De aceea existăm ca instituție. Excelent. Domnule Goiță, aveam multe teme care să le vorbim, aveam teme și legate de parcări și de alte lucruri. Nu o să avem timp acum ca să ne încadrăm, să respectăm acea oră pe care ne-am propus-o, dar o să mai provoc la un ultim subiect de final. Până la jumătate pot să stau cu dumneavoastră. Perfect, ne încadrăm foarte bine. Care este viziunea, care sunt viziunea și planurile pentru următoarea perioadă, pentru sectorul 3? Ce noi proiecte aveți? Pentru că de pasaje, cei care nu urmăresc știu, cel puțin cei care cunosc sectorul 3, de podurile pe care ați făcut, de parcări, de zone verzi, de spații pentru evenimente, pai doi, halul la minor, fericitări pentru ea. Mulțumim. Ce alte proiecte aveți pentru viitor? Care este viziunea pentru mai departe? Mă gândesc că bănuiesc că vreți să continuați după acești 4 ani, da? Pentru următorii 4. Sper din suflet că nu. Adică nu? Nu-mi doresc, nu. Nu, sincer, nu mai îmi doresc 4 ani pentru că sper din suflet să ajungă un primar general, o persoană care să nu ne blocheze în proiecte. Adică să fie în stare să producă un plan urbanistic general, să ne permită să facem pasajele pe care le avem în proiect și care sunt absolut necesare și, evident, să finalizăm proiectul Hala la Minor și parcul acvatic de la Pantelimon, care sunt absolut necesare. Și evident că mai avem multe alte proiecte, dar nu de aceeași anvergură. Astăzi avem școli în extindere, extindere consistentă, adică le triplăm capacitatea, avem școli noi în construcție, școli noi de la zero pe care le construim. Din nefericire, în zona centrală nu putem construi pentru că terenurile care sunt libere și domeniul public, primarul general nu vrea nici măcar să le pună pe ordinea de zi ca să ne dea nouă voie să edificăm pe ele școli, grădinițe. Și e mare nevoie de școli, grădinițe. Ați luat proiecte și acolo și în centru pentru școli și grădinițe. Da, da. Okay. Pe Splai, pe Dudești, sunt terenuri pe care noi putem să edificăm. Dar, repet, mi se pare că ăsta se duce în zona penală, pentru că n-ai cum să refuzi să pui pe ordine de zi. Da. De ce nu le pui pe ordine de zi? Le-ai acolo. Ele trebuie promovate în Consiliu. De ce nu le pui pe ordine de zi? Consiliul trebuie să știe de ele și trebuie să aibă ocazie să se pronunțe. Suntem de acord sau suntem împotrivă? Tu, în calitate de ce le blochezi? Bun, deci pentru următorii 4 ani, în cazul, să spunem, probabil, în care probabil va fi un primar destoinic, un primar sănătos care să facă lucrurile, ce proiecte sunt în plan? Deci determinat parcul acvatic de la Pantelimon, ați spus, da? Dar nu avem nevoie de primar general acolo. Acolo faceți oricum, da? La hal la minor. Hal la minor, dar la fel. Dar pentru pasaj avem nevoie de primar general. A spus de bucata de inel principal în regim de autostradă sau, mă rog, din regim de mare viteză, da? Va fi de autostradă. Chiar regim de autostradă. Felicitări. M-aș bucura tare. Ce mai aveți proiecte mari, majore, pe care le veți propune și dacă nu aveți piedici, le veți face sau le veți înainta? Puteți spune sau sunt confidențiale? Nu. Bun, acestea sunt proiectele mari. Okay. În rest, noi mergem înainte cu construcția de școli, grădinițe, cu reabilitare de școli, grădinițe, creștere, capacitate, cu programul energie verde, cu reabilitarea termică, cu eficiența în zona de managementul deșeurilor, cu îmbunătățirea procentelor de colectare selectivă și de reciclare, adică cu înverzirea, noi în fiecare an plantăm peste 10.000 de copaci. În fiecare an, ați auzit bine, în fiecare excelent. An peste 10.000 de copaci. O să fie o mică pădure în sectorul 3. Nu-i chiar mică. Nu-i chiar mică. Bun răspuns. Aveți pe ordinea de proiecte viitoare și parcări sau hub-uri de parcări electrice? Da, de exemplu, la Hala la Minor, chiar acum încercăm să generăm acolo un gen de
activitate, că vor fi zonă de birouri, că va fi zonă de și cu terase, cu chestiuni de genul ăsta, astfel încât să vină să-și încarce gratuit, pentru că noi acolo producem. Deci corect. Pe hala la minor avem putere instalată panouri fotovoltaice 5 MW. Excelent. Cine face, pot spun un pariu acum, cine va face hub-uri pentru parcări electrice, va câștiga următorii 20 de ani 20% în populație. Pentru că viitorul este pentru asta. Așa energie. Că vă provoc. Da, vă provoc să faceți, sunt deja proiecte, inclusiv în țara Brașov, să devină un hub de încărcare electrică pentru mașini, inclusiv camioane, în zona Transilvaniei. În ce sens hub? În sensul de o parcare imensă, da, așa. Sau mai multe parcări mai mici, dar cumva legate între ele, da. În care să poți să ai la îndemână o încărcare electrică convenabil, deci nu una foarte lentă, dar nici nu neapărat una foarte, foarte rapidă. Oamenii să poată să fie motivați să folosească o mașină electrică. Pentru că asta va scădea și poluarea și vă va atrage și un anume tip de client, un anume tip de locuitor, care vă înțelege politicele și este pentru un oraș mai verde și un oraș mai curat. Ok. Și sursa de energie să fie care? Ideal verde, evident, adică dacă reușiți să îmbrăcați din panouri fotovoltaice sau din cumpărare de la diverse parcuri fotovoltaice din apropiere, se poate și asta. Bun, ați vorbit despre hub electric. Da. Brașov. Ce sursă de energie are Brașov? Îmi cer scuze, dar eu întreb că... E o întrebare foarte bună. Sunt mai multe formule prin care poți să faci asta. Deci poți să-ți iei fie de la... Să creezi energia pe loc. Da, de exemplu, poți să plantezi deasupra, faci niște structuri metalice și plantezi. Pui deasupra panou fotovoltaice pe toată suprafața parcării. Da? Asta e o soluție. Soluția a doua este să-ți iei de la 30 km distanță de la un parc fotovoltaic și slavă Domnului sunt multe în România. Soluția a treia este să iei, să cumperi din rețea energie verde. Hidroelectrica, de exemplu. Da. Eu pe parcare, de exemplu, în oraș, n-aș pune vreodată panouri fotovoltaice decât dacă e parcare supraterană. Ok. Dacă este parcare normal la sol, eu aș împăduri-o scurt, pentru că eu am nevoie de oxigen în oraș. Ok, interesant. Ori panourile fotovoltaice nu generează oxigen. Bun, și atunci v-ați luat energie din altă parte. Mai bună variantă este să acoperim toate clădirile cu panouri fotovoltaice. Pentru că n-ai cum să pui copaci pe clădiri, că n-ai cum să-i pui. Unul, doi, restul e o poveste. Adică ai niște costuri enorme să întreții tu păduri pe așa. Unul și doi, trebuie să-ți reziste clădirea să pui tu niște copaci pe ea. Așa. Și doi, vorbeam despre faptul că crește pădurile, copacii cresc durata de viață a asfaltului. Panourile fotovoltaice, domnul Tudor, crește durata de viață a membranei. Hidroizolația de pe clădire. Știați asta? Interesant. Da, pentru că principala cauză pentru care se duc și trebuie refăcută terasa este că razele UV distrug tot. Dar când ai pus panouri fotovoltaice care fix de aia le pui ca să-ți atragă UV-ul, îți umbrește terasa blocului sau terasa clădirii, astfel încât durata de viață se dublează, pentru că nu mai e afectată de UV. Okay. Deci generează o grămadă de avantaje și dezavantajele eu nu le cunosc. Adică nu știu dacă există. Și de ce să pun eu panouri fotovoltaice acolo unde pot să pun copaci? Corect. Subscriu, sunt de acord. Dar avem în orașe, că de asta avem noi programul Energie Verde în sectorul 3, se pretează perfect. Și vă mai spun o altă chestiune. Apropo de ce spuneam în emisiunea dumneavoastră și în această întâlnire, și anume că ideal este să consumăm acolo unde produce. Corect. Păi acolo unde produci, sus pe acoperiș, consum la frigider, aer condiționat, lift. Corect. Domnule Guțu, mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi astăzi. Doamne ajută, cu mare drag oricând. Aș vrea de final să vă mai rețin cu chestionarul de concept 7, foarte rapid, sunt întrebări foarte scurte, îmi răspundeți cum vă vine, da? Sunt întrebări mai funny așa, sper să vă placă. Prima întrebare, ce i-ați răspunde bunicii mele dacă vă întreabă cu ce vă ocupați?
Cu ce te ocupi, maică? Cam așa spune bunica. Cu primărie, maică. Știu bunicuțele noastre, știu care e treaba cu primăria, că oriunde ai locuit, ai primărie și în principiu știe oricine cam cu ce se ocupă. Deci, nu e... Aici ea spune că sunteți primar, da, nu? Da, okay, direct, perfect. Cu primăria, maică. Ce sfaturi i-ați da copilului dumneavoastră care vrea să facă o investiție imobiliară? Deci, okay, să fie sustenabilă, să fie atent ce sisteme implementează, astfel încât să fie pe cât de confortabilă, pe atât de eco-friendly și cu costuri de administrare cât mai reduse. Excelent răspuns. Ce sfaturi i-ați da bunice dumneavoastră care vrea să facă o investiție? Punct. De întrebări mai ușoare. Greu, v-am sincer greu. Nu veniți la ușor aici. Sincer greu. Da, bun. Să investească în ceva care să-i ocupe timpul. Okay. Uite, părinții mei, de exemplu, și-au făcut solar. I-am încurajat în direcția asta. Și-au făcut o grădină, nu mare, dar i-am văzut atât de fericiți când îmi pun pe masă, zice, ăștia-s castraveți de la noi din grădină. Le citești fericirea pe față și lăsăm la o parte nivelul ridicat de satisfacție. Au pentru ce se trezi dimineața. Ori credeți-mă că nimic nu te omoară mai mult decât chestia asta, că dimineața n-ai de ce să te trezești din pat. Și așa ce fac. Așa. Nu acceptați situația asta, oameni buni. Deci, pentru bunica mea, pentru părinții mei, pentru orice persoană la o anumită vârstă, nu neapărat tânără, nu acceptați inactivitatea. Nu acceptați treaba asta. Dați-vă sens vieții. Vi-l recomand pe Pleșu. N-ai scop în viață? Nu-l găsești? Inventează-l. Deci, o grădiniță undeva unde să pui trei brazde de ceapă, de ridichii, de usturoi, de roșii. Habar n-am. Mie, astă vară, anul trecut în vară, mi-a tăiat doi pepeni crescuți de acolo, în grădinița lor. Mi-a zis, cred că noi am aruncat niște sâmburi de... Că au crescut așa. Au crescut așa. Noi n-am pus pepeni, dar ce, uite, că am pus câțiva vreși din ăștia de pepeni, i-am lăsat și uite, pepeni de la noi, în grădină. Foarte fericit, stă toată ziua acolo. A, vara când e foarte cald, după ora 10 intră în casă, după ora 4 se duc chiar în grădină și fac de treabă. Foarte frumos. Ce carte ați dat să citească fiecărui român? De Pleșu? Sunt multe, e greu de... E greu, sunt multe. Dar, de exemplu, cred că istoria românilor de Neagu Giuvara mi se pare că ne răspunde foarte mult la multe întrebări. De ce suntem noi astăzi aici? Cum am ajuns? Cum se explică? Și ne putem să ne înțelegem mai bine ca români. Dar realmente aș avea multe de... E o carte foarte bună. E foarte bună. Da. Da. Cred că ca să ajungi să faci lucrurile cum trebuie, cunoașteți oamenii care te-au adus aici, ca să vezi exact ce au făcut și ei și ce poți face și tu mai departe. Îți vei da seama natural. Felicitări. V-aș mai recomanda cărți. De exemplu, Inchizitorul din Frații Karamazov. Istoria religiilor. Ok. Filozofie, Însemnări din subterană. Ok. Cioran, Ispita de a exista. Ispita de a exista, de asta n-am auzit. Wow. Pe cineva pe mine, da? Wow. Citesc mulți autori străini. Credeți-mă, merită și vă activează mult capacitățile intelectuale. E o carte grea. Îmi imaginez, adică da. E filozofie e profundă. Da. Cioran, da. Mai am trei întrebări, domnule Guiță, și apoi puteți merge mai departe. Ceva care să vă relaxeze. Comedii la porțile Orientului. Mă uiți de cartea asta. Andrei Pleșu. Da. Foarte bună. Foarte bună și foarte relaxantă. Deci chiar e ce trebuie. De Andrei Pleșu. Ce podcast i-ați dat fiecare român să asculte?
Să știți că am ascultat chiar interviuri foarte interesante. Sunt foarte preocupat de tot ce înseamnă tehnologie, okay, medicină. Ascult cu mult interes. Viața sănătoasă, chiar dacă aici pe zona asta, e puțin derutant faptul că ce mi-era recomandat acum 20 de ani, acum trebuie să evit. Sunt multe perspective și așa. Și sunt foarte preocupat de chestia asta. Bă, dar cam care riscul ca ce mi se recomandă acum să-mi interzică peste 20 de ani? Vă zic, testați pe dumneavoastră, e cea mai bună cale. Cred, în esență, pentru mine, cred că varianta corectă este câte puțin din fiecare. Fără, adică, cu capacitatea de a rezista tentației de abuzuri. Adică dacă îți place foarte mult în ceva, chiar și de acolo consumă cu moderație. Corect. Care este românul dumneavoastră preferat? Poate să fie actual sau trecut sau viitor? Din perspectivă visător, capacitate de a analiza și a de aprofunda Eminescu de departe. Mm-hmm. Dar ca om de stat, Cuza. A plăcut Cuza. Cred că de asta se numește Parcul Iore, Parcul Alexandru Ioan Cuza. Apropo de Eminescu, știți cum e cu sectoarele Bucureștiului? Spuneți. E ca și cu scrisurile lui Eminescu. Prima e a treia, știți? Bun, îmi place. Și ultima întrebare. Europa, America de Nord sau Asia? Sau aceea? Toate. Toate? Ok. Da, pentru că avem de învățat din toate. Istoria Europei cu toată civilizația străveche, dar și Asia are o civilizație străveche. Nu ezitați să citiți Confucius, credeți-mă, l-am citit cu multă pasiune. Adică e incredibil cât de actual este după peste 2000 de ani. Știți multă filozofie. Da, mi-a plăcut și îmi place mult. Mm-hmm. Da. Platon, da. Socrate, da. Regretul meu e că am timp prea puțin să parcurg atât cât mi-aș dori. Dacă creați un sistem foarte performant la primărie, o să câștigați timp. O să meargă lucrurile ca pe roate, la un moment dat. Desigur. E un preț pe care îl plătim. Nu ezitați să scrieți cărți de filozofie, pentru că aveți inclinație pe asta. În viața reală, lucrurile nu funcționează chiar așa. Și vă spun că dacă plec din oraș pentru câteva ore sau o zi, nici măcar n-anunț că plec. Vorbesc serios. Eficiența scade profund. Deci oamenii să vă simtă prezența, nu? Da. Da. Lucrurile se întâmplă diferit când sunt oamenii conștienți. Bă, n-ai de unde să știi de unde apare. A fost domnul Negoiță. Felicită, domnul Negoiță. A fost o discuție, discuție foarte frumoasă. Ușor în afara apropo ceea ce se aștepta. Apropo de religie și de... Da. Seneca, idei religioase. Deci am citit și... Deci este extraordinar. Un păgân. Ce idei are, le pune în Biblie. Ai zice o carte, cărțile lui Seneca, le-aș pune în Biblie. Deci ceva deosebit. Da, pe mine m-au fascinat. Se pune de dat la tineri, mai ales. Da. Modul de gândire al școlii lui Seneca e foarte bun. Domnule Goiță, mult succes la a face un sector 3 la nivel de oraș european de vest, fără nicio problemă. Deja sunteți acolo, cumva, dar cred că puteți chiar să inovați și mai mult, mai departe. Cred că puteți inova atât ca aspect exterior și o faceți deja, dar și ca aspect interior al administrației pe care o aveți în subordine să fie cât se poate de performantă, atât ca sisteme folosite, cât și ca oameni, cât și ca, zicem, testamentul pe care îl lăsați la un moment dat, când probabil veți spune, ok, am făcut ce trebuia să fac, las mai departe. Iată aici mandatul, iată aici caietul de operațiuni. Dacă mergi pe asta, te asigur că o să fie foarte bine. Eu vă urez mult succes în asta. Mulțumesc din suflet, asemenea vă doresc și dumneavoastră faceți o treabă bună aici. Mulțumesc foarte mult. Bine, la dumneavoastră și cu mare drag oricând.
Cu tot dragul vă primim înapoi, pentru că mai avem vreo 20 de întrebări care să răspundem. Mult succes, toate bune să aveți. Doamne ajută, mulțumesc asemenea. Toate bune.